Mai multe persoane au ajuns în centrele sociale pentru că altfel riscau să-și piardă viața. Vorbim despre oamenii fără adăpost, descoperiți de poliție și duși în locuri primitoare. Numai că centrele sunt pline până la refuz, iar gerul năprasnic ne mai chinuie câteva zile. Un adăpost plin până la refuz este centrul social Sfântul Vasile din Craiova. Numărul persoanelor aduse direct din stradă aici depășește cu mult numărul locurilor de cazare. Chiar și așa, angajații centrului, ce aparține mitropoliei, se descurcă și le oferă căldură, 3 mese pe zi, haine și medicamente. În ultima perioadă au venit, în ultimele 2-3 zile, au venit 13 persoane, dintre care au plecat vreo 4 dintre ei, pentru că mulți sunt obișnuiți să trăiască pe stradă, să nu fie constrânși de... În cadrul centrului acum avem capacitatea maximă depășită. Capacitatea maximă a centrului este de 52 de persoane. Momentan avem 67 de persoane. Centrul social de urgență pentru persoane fără adăpost funcționează în baza unui parteneriat între Asociația Vasiliada, Arhiepiscopia Craiova și Consiliul Local al Municipiului Craiova. În cadrul centrului oferim servicii de găzduire, servirea mesei, primesc 3 mese calde pe zi. Au posibilitatea de a spăla hainele aici la noi la centru. Primești și consiliere profesională, socială, noi încercăm să-i reintegrăm socioprofesional. Cu gerul ne mai chinuim câteva zile, iar polițiștii și jandarmii continuă căutările. Orice persoană fără adăpost va beneficia de sprijin, chiar dacă centrele sociale nu mai au locuri libere. Având în vedere temperaturile scăzute din ultima perioadă, printre activitățile desfășurate în mod curent de poliții, se numără și verificarea locurilor și mediilor frecventate de oameni din categoria celor fără adăpost. Polițiștii verifică aceste locuri tocmai pentru a-i găsi pe aceștia și a-i duce în locurile unde pot beneficia de căldură și de hrană caldă. Numai în ultimele 24 de ore, polițiștii Dolgina au descoperit 5 astfel de persoane cu vârste între 35 și 63 de ani, acestea fiind internate în centrele pentru primirea de urgență a persoanelor fără adăpost. Oamenii feriți de gerul crunt în centrele sociale vor rămâne aici mai multă vreme dacă nu au absolut niciun sprijin.